Bună și bine v-am regăsit! Am revenit și a fost o pauză destul de lungă pe care am luat-o fără să vreau. Mai lipsesc eu din când în când, dar asta pentru că nu mă organizez cum trebuie cu clipurile. Însă de această dată am lipsit mai mult și nici nu v-am anunțat niciunde că o să lipsesc o perioadă, deși știam că asta o să fie, dar a fost o perioadă în care n-am avut chef nici de parfumuri, nici de nimic, de absolut nimic. Au fost niște probleme de sănătate, pentru că cred că doar astea mă pot împiedica să nu vin aici sau măcar să vă scriu, să vă spun ceva, dar nu s-a putut. Pur și simplu a fost o perioadă cam nebună și cam nasoală pentru mine. Acum sunt ok, mi-am revenit. Sunt aici și, după cum vedeți, am și energia necesară pentru a filma clipul acesta. Oricum, dacă eu nu mă simt bine, dacă am probleme de sănătate sau nu, pur și simplu, probleme care apar la toată lumea, nu filmez, pentru că fac clipurile acestea atunci când pot să filmez așa cum trebuie, când pot să mă bucur alături de voi și când pot să am o energie bună, pentru că chiar dacă nu mă văd, probabil că se transmite treaba asta și știți cum e. Eu cel puțin, când nu mă simt bine, nu am chef de genul ăsta de activități. Dar haideți să trecem peste, pentru că mie oricum nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine și totuși am vrut să știți de ce am lipsit și de ce am luat această pauză. Nu am fost în concediu, nu am fost în vacanță, era bine, dar cred că dacă eram în vacanță, cu siguranță eram prezentă pe aici. Și astăzi vorbim despre parfumuri. Nu am folosit o perioadă parfumuri pentru că v-am zis că nu am avut chef de nimic. Dar am cumpărat câte ceva și astăzi vorbim despre parfumuri noi intrate în colecția mea. Am și un parfum nou de pe Dubai Collection, am și niște parfumuri de la Rituals, am și niște parfumuri de vedetă, dar haideți să trecem la parfumuri și să le vedeți și voi, să vedeți ce minunății au mai intrat în colecția mea, să vă povestesc și vouă despre ele. Și o să încep chiar cu parfumul acesta de la Dubai Collection. Este un parfum nou pe care eu îl așteptam de la Paris Corner. La un moment dat l-am văzut postat pe pagina de Instagram a celor de la Paris Corner și când am văzut cafea, când am văzut caramel și cocos, a fost, ăsta trebuie să fie al meu. Și așa arată cutia, mi se pare că este în jur de 170 de lei parfumul acesta. L-am luat direct pentru că îmi place cafeaua în parfumuri. Am scos capacul întâi, așa. Este o sticlă frumoasă, este un capac frumos. Este un capac de plastic, dar ok. Așa arată sticla. E drăguță. Este o sticlă drăguță, este o sticlă grea și are și un pulverizator foarte bun. Din nou vă spun că am în toate clipurile acestea de haul cu parfumuri noi că mai discutăm despre ele, dar am ratat foarte multe chestii de vară, din păcate. Vai. Da, aici avem o cafea, dar este o cafea gurmandă. Dacă vă place cafea în parfumuri și dacă vă plac parfumurile gurmande, nu aveți cum să-l ratați pe acesta. Dar, mai exact, m-a dus cu gândul la cafeaua aceea Irish Coffee. Acesta are, știu că are cocos, știu că are caramel, cafea și lapte. Da, este o cafea cu lapte, un cafe latte Irish. Dar nu Irish-ul acela, nu știu, cu alcool în el, ci Irish-ul acela pe care îl găsești la Five to Go, făcut cu, cum îi zice,
cu siropul acela pe care eu îl mai și cumpăr de la Five to Go și îl folosesc acasă în cafeaua mea, dar nu am cumpărat până acum Irish, deși am băut de acolo, de la Five to Go. Am cumpărat cu caramel, am avut ceva cu vanilie. Irish nu am luat, pentru că mai cumpăram de la tonomatele acelea de cafea Irish Coffee. Îmi place și aceea, ceva de genul este. Așa simt eu că este o cafea cu lapte și cu sirop Irish. Așa îl simt eu. Dar este dulce. Nu este un parfum. De exemplu, l-am purtat ieri și a fost foarte cald afară. Și n-a fost un parfum care să mă, nu știu, să mă intoxice pe mine, pe ceilalți. Bine, știți cum este cu parfumurile acestea. Cu cât le lași mai mult la macerat, ele devin din ce în ce mai puternice, deci o să-i dau timp. Dar l-am purtat ieri și îmi place cum se simte, nu a fost prea mult. Bine, nu vă luați după mine, că știți că eu cu parfumurile dulci pot să le port oricând, că nu mă leșină. Dar este o cafea gurmandă și este un parfum frumos. Chiar este. Cafea cu lapte, cu caramel și cu aroma aceea de Irish. Ne place. Chiar este binevenit. Mai ales dacă vă place cafeaua în parfumuri, ăsta este unul foarte, foarte frumos. Mai departe vorbim despre un parfum pe care eu l-am în varianta aceasta de travel size. Arată foarte bine sticluța aceasta, nici știu câți mililitri are, 15. Vai, deci mi se par variantele astea perfecte, perfecte. Mi-aș cumpăra toate parfumurile așa dacă s-ar putea. Multe și de 15 mililitri ar fi minunății, dar nu se prea găsesc, din păcate. Probabil că ați văzut parfumurile acestea la un moment dat pe make-up, tot mă atrăgeau și pe mine sticlele lor. Și avem aici Giungle di Seta. Avem de la Salvatore Ferragamo. Este un parfum cu o deschidere destul de ciudată, ai zice aromatică. Foarte frumoasă este sticluța. Ai zice aromatică dacă îl testezi, dar ce credeți că are în deschidere? Are mazăre. Mazăre care chiar se simte. Nu, dacă ați desfăcut mazăre din păstăi, mirosul acela care se simte în timp ce desfaci mazărea, boabele, exact așa miroase. Deci chiar miroase în deschidere a mazăre. A mazăre. Nu mă dă pe spate nici deschiderea, nici parfumul. Nu este genul meu. După aceea începe să se dezvolte, este floral, este moscat, are bujor, dar da, nu este, chiar n-am avut niciodată curaj să cumpăr sticlele acelea mari de pe make-up, dar pe bună dreptate, bine că n-am făcut-o, pentru că nu sunt genul meu aceste parfumuri. De fapt, nu le-am testat pe celelalte, dar acest Giungle di Seta nu mă dă pe spate. Asta ca să știți și voi, că poate v-ați întrebat și voi ce este cu aceste parfumuri, cu mazăre și cu alte lucruri. În parte o să vă arăt o chestie foarte drăguță, pe care cred că nu ați văzut-o pe nicăieri, pentru că până să o cumpăr și eu de la cineva, mie îmi plac chestiile astea ciudate și când le găsesc le cumpăr și am în colecție așa niște chestii foarte ciudățele, dar asta mi-a plăcut tare mult. Și am aici două parfumuri de la Britney Spears. Avem Fantasy și Midnight Fantasy. Pe Fantasy, probabil că îl cunoașteți și voi, este un parfum pe care eu l-am inclus la un moment dat într-un clip de parfumuri ieftine și bune. Vorbim despre cel roz, pentru că am două parfumuri în unul. Și așa se folosește el. Ia să vedem. Știu că are ceva prăjiturică în compoziție, miroase foarte frumos. Este un parfum de vedetă gurmand și pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci, chiar îmi place și acesta îl am în colecție și normal, cum este sticla, cum o găsiți voi.
Dar pe acesta nu îl testasem. Și chiar eram curioasă, la un moment dat am vrut să-l cumpăr. Și vreau să vă zic că este foarte frumos. Este un parfum fructat. Este un parfum cumva sexy așa și dulce. Are în compoziție prune, are cireșe, zmeură și chiar se simte în deschidere fructat și delicios așa. Are și niște flori și în bază avem vanilie, ambră și mosc. Foarte frumos este. Dacă vă plac parfumurile de vedete, de vedetă, dacă vreți vreodată să vă cumpărați un parfum accesibil, acest Midnight Fantasy chiar m-a impresionat. Îmi place mult cum miroase. Foarte mult. Foarte, foarte mult. Este frumos foc. Și cel roz îmi place, dar îmi place mai mult Midnight. La un moment dat am vrut să-l cumpăr, dar am văzut că spunea lumea că este șamponos, că este, nu pot să zic că îl simt șamponos sau săpunos sau cumva, pur și simplu este un parfum fructat și foarte plăcut, foarte misterios așa de seară, dar pe placul tuturor, aș zice eu, tuturor celor care iubesc parfumurile dulci și parfumurile de vedetă, îmi place foarte mult Midnight. Și el este dulce, dar da, este ceva mai misterios decât cel roz. Cumva este o combinație de parfum de zi și parfum de seară aici. Probabil că astăzi va fi un clip mai lung, pentru că n-am mai filmat de mult și mi-era dor să stau de vorbă cu voi. Astăzi avem și un parfum de nișă, unul foarte, foarte deosebit. Și vorbim despre Honor de la Amouage, de la casa Amouage. Honor 43 și da, este Honor, dar cu o concentrație mai mare de ulei și puțin diferit, din ce am înțeles eu, de celălalt, de Honor simplu. Eu nu l-am testat pe acela, dar mă bucur că îl am pe acesta, care am înțeles că este și mult mai puternic. Este o sticlă delicioasă, te duce cu gândul la o mireasă. Sticla asta, cel puțin, pe mine mă duce cu gândul la o mireasă și parfumul poate fi purtat de o mireasă, pentru că este unul deosebit și unic. Eu nu am mai mirosit ceva de genul până acum. El are în deschidere rubarbă, piper și coriandru. Piper și coriandru, două note pe care eu nu prea le iubesc în parfumuri. Dar dacă nu le simt, cu atât mai bine nu simt piper și coriandru în acest parfum. Are un capac magnetic, are o sticlă superbisimă, ce să zic. Este minunat. Hai să îl mirosim și împreună. Pe el am apucat să-l port puțin. Avem așa tuberoză, lăcrămioare și iasomie, avem și garoafă în mijloc, iar în bază avem santal, vetiver, labdanum, opoponax, olibanum și piele. Da, toate notele care mie nu prea-mi plac în parfumuri sunt în acesta și totuși este un parfum absolut superb. Chiar îmi place, nu simt toate aceste lucruri. O să vă zic cum îl simt eu. Îl simt un parfum cremos, lăptos cumva, lactonic, nu știu de unde. Se simte pielea asta, poate că această piele este atât de catifelată și de... M-am gândit că poate simt izul acesta cumva animalic, să zicem. Mă duce cu gândul totuși la ceva cremos lactonic. Avem flori albe, avem dulceață în acest parfum, avem piele care este una foarte, foarte fină și avem și un iz cremos lactonic. Cam asta
cam asta simt eu până acum, o să-l mai port și o să mai discutăm despre el. Mai departe discutăm despre câteva parfumuri de la Rituals. Un brand care mi-e place foarte mult, am folosit creme, am folosit spume din acelea de baie, spray-uri din acelea de păr, de corp, îmi plac cam toate, sunt niște produse bune și știți că Ocean Infinity a fost un parfum pe care l-am adorat anul trecut. Acum n-am apucat să mă bucur prea mult de parfumurile de vară pentru că au fost problemele care au fost și nu prea am avut chef de nimic, dar o să mă bucur de acum încolo. Și am și un parfum nou care se numește Soleil d'Or și are o sticlă superbă, mă duce cu gândul la mare și sticla și parfumul. Avem așa bergamot, pară, mandarină, în mijloc avem lotus și frezie, da, este un parfum acvatic, se simte floarea aceasta de lotus, în bază avem mosc și cedru. Ce îmi place mie la parfumurile de la Rituals este faptul că sunt foarte armonioase. Cumva toate te duc cu gândul la vacanță, cumva la spa, la chestii de genul acesta, te relaxează. Sunt foarte bine făcute, sunt armonioase. Da, miroase foarte bine. Este un parfum acvatic, este un parfum proaspăt. Nu este dulce, acesta este chiar un parfum fresh, ușor, de vară, de piscină, de plajă și miroase tare bine. Este foarte bine în evidență lotusul în acesta. Mai departe vorbim tot despre un parfum de la Rituals, dar de această dată este un parfum pe care l-am luat pentru perioada mai rece, nu că scrie undeva că el se folosește în perioada rece. Nu vreau să vorbesc, de asta îl țin așa. Dar nu mi se potrivește mie. Acum eu îl văd pentru toamnă, pentru perioada rece. Și avem aici un parfum cu piper roz. În mijloc avem trandafir. Și în bază avem ud și patchouli. Da. Este un parfum care se duce în zona Shagaf Ud. Nu-l văd atât de dulce ca pe acela. Mie îmi place foarte mult Shagaf Ud. Știți că eu nu prea mai sunt cu trandafirul sau cu trandafirul acesta din parfumurile mai orientale, însă caut întotdeauna sau sunt deschisă să miros și altele pentru că niciodată nu se știe. Îmi place Shagaf Ud, îmi place, este un parfum dulce, este un parfum frumos, îmi place foarte mult în uscare, acesta nu este atât de dulce, parcă este mai afumat. Dar da, este un parfum lemnos, afumat, se simte și trandafirul, se simte udul, dar este atât de frumos făcut în parfumul acesta. Eu acum vă spun așa, din ce am mai testat și eu, nu că aș știu exact cum trebuie să fie udul și îmi place foarte mult genul acesta de parfum de la Jo Malone. Îmi place foarte mult acela cu trandafir și ud. Aici avem un parfum afumat, lemnos, trandafiros și foarte puternic, foarte puternic. M-am dat ieri pe mână cu el și am mai folosit și un alt parfum și pot să vă zic că l-am pe acesta toată ziua mi-a stat în nas, pur și simplu. Da, o să discutăm mai multe despre el în perioada mai rece. Ultimul parfum despre care vorbim este tot de la Rituals. Mă enervează la sticlele astea că se văd foarte tare amprentele, dar na, nu contează. Acesta este preferatul meu dintre cele trei. Este un parfum foarte frumos, din nou un parfum armonios, relaxant și el te duce cu gândul la vacanță și la momente din astea de, nu știu, mă duce cu gândul la un masaj relaxant, la chestii de genul ăsta. Este foarte, foarte frumos, este superb chiar și are și niște note foarte interesante. Avem așa gheață și pară în deschidere și pot să zic că am mai simțit
Într-un parfum am avut o notă de aer de munte. Am simțit într-un parfum de la Alaia, ca să înțelegeți că v-am mai vorbit eu despre el. Și chiar se simțea izul acela rece. Simțeam acolo violetă rece, violetă cu gheață, chiar se simțea foarte, foarte bine. Aici are gheață și pară în deschidere, însă nu mă duce cu gândul la gheață, nu mă duce cu gând, nu este ceva rece, nu simt un parfum rece în deschidere, dar îl simt foarte aerisit. Și nici para, nu pot să zic că o detectez ca și un fruct. Este cumva, per total, un parfum care miroase a cocos, că el are și cocos în compoziție, are și lemn de santal în bază. Avem cocos și lemn de santal și în mijloc avem ulei de monoi, tiare și flori albe. Da, este foarte frumos, este foarte bine blenduit, să zic așa, pentru că nu pot să zic că simt floarea, că simt cocosul, că simt para sau gheața. Per total este un miros tropical, este un miros curat, dulceag, este și dulce acesta, dar nu prea dulce, este bine, este aerisit, da, este un parfum dulce perfect pentru vară. Chiar și pentru persoanele care nu se îndreaptă către parfumuri dulci când vine vara. Miroase extraordinar de bine. Din ce am înțeles, acesta este, a fost o ediție limitată, nu se mai găsește. Deși am văzut că este lansat în 2022, dacă nu mă înșel, nu prea l-am văzut. Dar da, din păcate nu se mai găsește, dar este un parfum foarte, foarte frumos. Și din nou, faptul că este un parfum tropical, dar nu este genul acela de cocktail sau să te ducă cu gândul la plajă, la nisip, la chestii de genul ăsta, mi se pare așa mai elegant. Îți dă senzația aceea de o persoană relaxată și fericită și care se bucură de vară, de vacanță, chestii de genul acesta. De preferatul meu dintre cele trei de la Rituals pe care le-am cumpărat recent. Și îmi place și Ocean Infinite, pe care am de gând să îl port în această vară. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi. Aștept cu mare drag comentariile voastre. De-abia aștept să vorbim, pentru că n-am mai vorbit de mult și chiar îmi era dor să filmez un clip. M-am gândit totuși să fac un haul, pentru că dacă am ieșit din ritmul meu, nu am mai avut timp să testez parfumuri. Aș fi vrut să fac clipuri cu parfumuri acvatice, tropicale, dar pentru că nu prea le-am purtat, nu aș vrea să vin și să fac ceva topuri sau așa, dacă nu sunt eu sigură pe mine și pe ele. Despre parfumurile de astăzi vom mai discuta, o să discutăm și despre altele, încerc să postez cât de des se poate și cum îmi pun eu ideile în ordine, dar știți că îmi făcusem un program, nu o să mai fac un program pentru că la mine nu funcționează, cumva programul pune presiune pe mine și se întâmplă ceva de fiecare dată și postez mai rar decât postam înainte. Așa că o să vin aici de câte ori am un clip pentru voi și vă mulțumesc pentru vizionare. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!